Astfel de imagini vor putea fi văzute și la delfinariul din Constanța din toamna acestui an. Cel puțin asta promite conducerea instituției, care a semnat deja un protocol cu un institut specializat din Austria, iar primii doi antrenori au finalizat deja cursurile teoretice. În vară vor mai pleca alți doi dresori. Conducerea delfinariului a făcut deja o serie de cercetări, iar concluziile au fost că delfinilor le place noul, iar o astfel de activitate îi va stimula. Ședințele ar urma să aibă loc la sfârșitul sezonului estival și până la începutul iernii, când delfinii intră în hibernare. Beneficiarii acestor sesiuni de terapie asistată cu delfini vor fi copiii cu dizabilități, în special cei cu afecțiuni psihice. Tocmai de aceea, specialiștii sunt încă reținuți în ceea ce privește aceste ședințe. Ei spun că pe lângă dresor, la bazin ar trebui să fie prezent un medic, un kinetoterapeut și un psiholog. Terapia este experimentată cu succes de ani buni în țări precum Spania sau Turcia, acolo unde copiii pot înota chiar alături de delfin, dar unde și costurile ședințelor pot ajunge la câteva mii de euro.